Am hotărât să investim în societatea primăriei. În data de 27 sau 28 iunie este termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru cele 600 de containere noi pe care societatea Eco le va cumpăra anul acesta, pentru măturătoare stradală, pentru mașinile de colectat gunoiul, pentru tractorul cu remorcă și celelalte utilaje care vor intra în dotarea societății Eco. Am înțeles că până în prezent sunt foarte multe societăți care s-au interesat și au solicitat clarificări, le-au primit, nu au existat niciun fel de contestații și sunt convins că vom avea și dotarea pe zona aceasta. În paralel, în data de 9 iulie este termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru primele 100 de puncte de colectare modernă a gunoiului, colectare selectivă, pe care să le amplasăm în oraș. După primirea ofertelor, vom lansa o nouă licitație după rectificarea de buget pentru a avea, cred că, peste 500 de astfel de puncte de colectare, deoarece am avut mai multe discuții cu locuitorii din zona grădiniței 51 de pe Buzăului, unde avem un astfel de punct și care sunt foarte mulțumiți de faptul că nu se mai vede gunoiul, că nu miroase, că nu bâzâie musca și că nu există niciun fel de disconfort vizual în zona respectivă.